Bună, dragilor, și bine ați venit la previziunile pentru weekend. Ei, să știți că, uite, weekendul ăsta vine cu rezolvări. Chiar ziua de sâmbătă vine cu rezolvări, poate la diferite probleme. Rezolvarea vine din străinătate, rezolvarea vine prin credință, prin etică, prin morală și, de ce nu, prin a vedea imaginea de ansamblu a lucrurilor și a lua hotărâri cât mai benefice. Ziua de sâmbătă este o zi în care, nu știu, facem drumuri pentru a ne relaxa, pentru a ne simți bine, facem drumuri pentru confortul nostru, pentru sufletul nostru. Poate să fie și o zi de sâmbătă în care pot exista și mici mari tensiuni între femei, însă ziua de duminică este despre putere, este despre hotărâri, este despre asumare. În prima parte a zilei de duminică, bineînțeles că poate să fie un mic mare haos acolo, dar uite că femeile rezolvă problema, da? Și de asemenea, în a doua parte a zilei de duminică, luna se mută în Capricorn, ceea ce înseamnă că vom fi mai organizați, mai reci, mai siguri pe noi și de ce nu, uite undeva duminică seara, eu aș recomanda totuși o mai mare atenție pentru că Venus o să fie pe grad anaretic, da, seara, duminică seara, deci femeile e posibil să fie ceva mai dure, mai curajoase, mai independente, să șocheze, să facă lucruri ciudate. Așa că v-aș recomanda o mai mare atenție. Da? În rest, eu zic că este un weekend bun. Ne pregătim pentru schimbări în următoarea săptămână. Da? Schimbări mari, Venus schimbă zodia, Marte schimbă zodia, trecem de la luna aprilie la luna mai, care este una destul de puternică. Și revenind, luni îmi sărbătoresc ziua de naștere, iar dacă vreți să-mi faceți un cadou, dacă vreți să mă ajutați, puteți să dați un like, să distribuiți videoclipurile, să recomandați unui prieten canalul, descărcați aplicația, e gratuită, nu trebuie să plătiți absolut nimic și utilizarea ei e gratuită, vă faceți câte citiri vreți, oricând aveți nevoie. Puteți să recomandați și aplicația unui prieten, m-ar ajuta foarte, foarte mult, mai ales cei, uite, care mă urmăriți și sunteți din alte țări, da, și nu vorbiți limba română, uite, în aplicație, acolo mă auziți că vorbesc limba voastră, sunt acolo alături de voi, e disponibilă în 14 limbi, deci vă aștept cu mare, mare drag oricând aveți nevoie de o ghidare. Și, repet, dacă vreți să-mi faceți un cadou, distribuiți videoclipul, recomandați unui prieten canalul, recomandați aplicația, e gratuit, da? Nu costă nimic să recomanzi unui prieten, da? Să privească ceva, să-i dai un videoclip, să se uite sau să îi recomanzi o aplicație, care eu zic că e destul de bună, urmează îmbunătățiri la ea, mai lucrăm, v-am zis, vreau să o fac cât mai apropiată de sufletul vostru, cât mai personalizată. Bun, hai să vedem ce se întâmplă cu zodiile în acest weekend și începem cu berbecul. Pentru berbec, uite, ziua de sâmbătă e bună. În primul rând, rezolv ceva legat de un drum lung sau rezolvarea vine de la drum lung, poate să fie și asta. De dimineață berbecul e foarte vorbăreț, e foarte energic și mai mult decât atât, undeva sâmbătă pe la amiază, poate este un moment în care afli o veste, o veste care e destul de ciudată, pentru unii berbeci parcă vă este pusă credința la încercare, iar ziua de duminică este puțin confuză pentru berbec, poate ai niște emoții, cine știe, însă uite, șarmul de care tu dai dovadă, da, frumusețea pe care o emani, bucuria pe care o emani, uite, toate astea te pot ajuta. Bineînțeles că duminică dimineață e un mic mare haos acolo pentru berbec, poate cine știe simți nevoie să te odihnești mai mult, dar în a doua parte a zilei de duminică berbecul se concentrează foarte mult pe a se afirma, deci berbecul iese în evidență, se simte apreciat, se simte bine, este acolo o responsabilitate pe care e nevoie să o onorezi cu prezența și oriunde mergi să știi că ieși în evidență și te simți bine, te simți apreciat. Seara zilei de duminică, uite, Venus e pe grad anaretic în zodia ta, deci berbecii ar trebui să fie atenți pe bani, pe distracții, pe plăceri, pe iubire acolo, poate să fie ceva ciudat. În rest, e un weekend bun, da? Un weekend în care berbecul e pe drumuri lungi sau e concentrat pe planul spiritual. Parcă e un blocaj aici legat de un copil, legat de o persoană mai tânără, este un blocaj legat de trecut.
Apoi avem cavalerul de cupe, o invitație de dragoste pe care o primești de la o persoană sau poate faci un drum către un loc drag sufletului tău. Îndrăgostiții, ultima carte, o legătură cu zodia Gemeni, dar și multă pasiune pentru berbec în acest weekend. Poate este cineva acolo care îți atrage atenția. Parcă ai vrea să reiei legătura cu cineva, însă parcă este un obstacol. Vezi că obstacolul e doar în mintea ta. Zodia Taur. Pentru Taur este un weekend în care, nu știu, trăiți la plus infinit, sunteți prinși pe cheltuieli, pe bani. Sâmbătă dimineață primești o veste interesantă de la o fostă iubire sau primești o veste interesantă privind banii sau privind o cheltuială. Tot sâmbătă Taurul poate să primească o veste de la un prieten, o veste care e destul de ciudată. Și tot sâmbătă, uite, se găsește o soluție, doar că soluția, dragi Tauri, ține fie de a vă bucura de viață, ține fie de planul pasional, fie tot pentru Tauri, sâmbătă soluția apare din zona financiară. Cumva trebuie să mergi să-ți cumperi rochia aia dacă tot stai cu gândul la ea. Duminică, în schimb, uite, de dimineață este o mică mare confuzie acolo privind prietenii, privind oamenii din jur, privind organizarea unui lucru, poate vrei să mergi la cumpărături și nu prea găsești ce-ți place sau e complicat să te hotărăști, însă tot pentru Taur, uite, soluția vine prin a da un pas în spate și prin a te bucura de aici și acum. Pe de altă parte, duminică după amiază, deja Taurul se relaxează, se liniștește, este mult mai organizat și are mintea mult mai limpede, iar atenția ta va fi îndreptată către drumuri lungi, către planul spiritual. Undeva duminică seara aș recomanda Taurului o mai mare atenție pe sănătate, da? Încearcă să nu exagerezi cu absolut nimic și încearcă să lași lucrurile așa de la sine, da? Pentru că mai e puțin și intră Venus în zodia ta, mai e puțin și te liniștești. Poate Taurul reușește să închidă undeva duminică seară ceva ce apăsa subconștientul tău, ceva ce te deranja. 5 de cupe, regina de monede. Da? Este un weekend în care, nu știu, Taurul parcă trebuie să dea niște bani, trebuie să facă niște investiții și poate chestia asta nu îți place. Unii, na, trebuie să mergeți la cumpărături și poate nu aveți chef. Asul de monede înseamnă o șansă pe care o primești, un sfat bun, poate să fie un loc nou în care mergi, poate un cadou pe care îl primești. Iar ultima carte este Pajul de Bâte. Faci o activitate nouă, foarte dragă sufletului tău, văd foarte mult entuziasm și foarte multă pasiune. Taurul poate să cunoască o nouă persoană, dar se poate și hotărâ să acționeze diferit. Poate vrei să încerci lucruri noi, vrei să te distrezi într-un mod nou, dar unii văd că aveți legătură cu niște persoane mai tinere în acest weekend. Zodia Gemeni. Pentru Gemeni este un weekend destul de interesant. Aș zice că, uite, dimineață apare o veste de la un prieten, da? Gemenii sunt mult ajutați weekendul ăsta, da? Vedeți că dacă e o problemă, dacă e ceva ce nu puteți să duceți, sunați un prieten, apelați la partenerul de viață, la oamenii din jur, pentru că de acolo pentru gemeni vine soluția, de acolo vine rezolvarea. Sâmbătă, în prima parte a zilei, e o confuzie acolo puțin pentru gemeni, poate ești prins între mai multe activități, între mai multe lucruri, iar sâmbătă, în general, repet, ai oameni frumoși, oameni care te ajută, poate chiar e un ajutor din partea partenerului sau din partea unei persoane dragi ție. Iar duminică gemenii sunt într-o stare de confuzie privind o relație oficială, privind relația cu autoritățile, privind organizarea unei situații. Însă, până la urmă, o femeie te ajută, da? O femeie te ajută, este cineva acolo care ți este alături, care îți dă un sfat și care te ajută să vezi lucrurile mai clar. Discutăm și despre a doua parte a zilei de duminică, când gemenii sunt prinși pe cheltuieli, da? Poate mergeți și voi la cumpărături cu taurii sau poate pentru alți gemeni trăiți totul așa mai intens, mai pasional, mai la plus infinit. Și undeva duminică seară vezi că e acolo, nu știu, fie o prietenă ciudată, fie este vorba despre femei, da, care apar în viața ta și care sunt poate mai, cum să zic eu, sunt mai independente, da, sunt pline de energie. Pentru unii gemeni poate e un moment în care luați și o hotărâre privind viitorul unei relații de cuplu și poate mai aflați niște secrete sau niște informații. Hai să vedem, dragi gemeni, ce faceți.
6 de bâte, cavalerul de spade. Da? Este aici o victorie care apare pentru gemeni, parcă e un moment în care vrei să te arăți lumii, ai făcut planul, ai făcut strategia și acum sărbătorești. Cavalerul de monede înseamnă o persoană sigură pe ea, este o persoană care te poate ajuta, care îți poate fi alături. Da? Văd aici două persoane mai tinere sau două persoane diferite care îți sunt alături. Apoi avem 8 de monede. Gemenii sunt prinși și pe muncă în acest weekend sau poate repar ceva, construiești ceva, lucrezi la ceva anume. Este ceva foarte drag sufletului tău și mai văd pentru gemeni o veste bună care apare, poate privind munca sau privind un proiect important. Zodia Rac. Pentru tine ziua de sâmbătă e bună. Uite, de dimineață apare o veste interesantă privind munca sau pur și simplu te simți apreciat pentru ceea ce faci. Iar tot sâmbătă este un moment în care pentru RAC teoria din minte nu e aceeași cu practica. Tu ești foarte prins weekendul ăsta pe curățenie, pe muncă, pe lucruri poate aparent banale, doar că ceva acolo nu se leagă. Tot sâmbătă găsești o soluție foarte interesantă, da, pe muncă sau pe a te organiza mai bine privind casa, familia, dar și o responsabilitate pe care trebuie să o onorezi cu prezența. Duminică, în schimb, în prima parte a zilei pentru RAC e confuzie totală, e cioață totală privind teoria și practica, însă este o femeie acolo importantă care te ajută, este o femeie independentă, sigură pe ea, asumată, este o femeie bună. Iar duminică, în a doua parte a zilei, racii intră în contact cu foarte mulți oameni, racul socializează și trebuie să fiți atenți duminică seară pe o șefă sau pe o femeie cu autoritate din familie sau din casa voastră. Acolo, nu știu, poate să fie o persoană care e mai dură din fire. Împărăteasa. Marele preot, foarte interesant, o legătură cu zodia Taur, zodia Balanță. Pentru RAC, uite, faci un drum către un loc drag sufletului tău sau faci un drum pentru a te întâlni cu o prietenă foarte dragă ție. Poate să fie și un weekend în care RAC-ul este foarte prins pe studii, este foarte prins pe partea spirituală. Iar apoi avem aici 8 de monede și tu ești prins pe muncă, poate repar ceva în casă sau faci curățenie, alții poate chiar lucrați în acest weekend. Iar ultima carte este 9 de monede, ceea ce înseamnă că RAC-ul se simte împlinit, mulțumit, liniștit în acest weekend. Și uite, te relaxezi, te simți bine, ești într-un mare, mare fel. Zodia Leu. Pentru Leu, uite, e un weekend, ți-am mai zis eu, pentru tine e cu distracție maximă acest weekend. Da? Nimeni nu-i ca tine. Duminică dimineață, uite, apare o veste bună din străinătate sau apare o veste bună de la drum, poate și știe cu partenerul reușești să rezolvi ceva, însă leul parcă are niște responsabilități pe care trebuie să le onoreze cu prezența și e posibil ca acest aspect să te scoată puțin din zona de confort. Cu siguranță tot în ziua de sâmbătă soluția pentru leu vine de la un copil, vine de la persoana iubită sau vine prin a face doar ceea ce îți place sau chiar printr-un moment pasional. În schimb, în ziua de duminică, în prima parte a zilei, ceva nu place, ceva nu convine, ceva e destul de agitat și de ciudat acolo pentru leu. Alții poate aveți un moment pasional, alții poate vreți să mai stați în pat până mai târziu, dar tot leul, uite, duminică dimineață, nu știu, primește o salvare de la o femeie din străinătate sau primește o veste bună. Da, privind dragostea, privind o rudă, privind un proiect, da? Alți lei poate în sfârșit începeți să înțelegeți ceva despre iubire, despre plăcere, iar duminică seara leul e prins pe muncă sau este prins pe rutină zilnică, pe sănătate. Duminică seara trebuie să fiți atenți la o femeie sau posibil, nu știu, o femeie de undeva de la distanță. Fie trece printr-un moment extrem de intens din punct de vedere emoțional, fie pentru unii lei e posibil să vă hotărâți să luați o decizie privind o poveste de iubire. Deci, în rest, eu zic că este un weekend foarte bun pentru voi. Chiar un weekend liniștit. Leul, așa cum am zis, are chef de petreceri. Nimeni nu-i ca leul. Atenție puțin pe petrecut weekendul ăsta. Adică luați, petreceți, vă simțiți bine, dar nu exagerați. Da?
10 de bâte împărăteasa. Aici, nu știu, sunt niște informații, dacă care apasă greu. Leul poate să fie și un weekend în care apar multe lucruri de făcut, însă, pe de altă parte, este și un weekend cu foarte multă sensibilitate. Pentru unii văd și o legătură cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești, dar poate să fie și un weekend în care intri în contact cu o persoană foarte dragă inimii tale. Ultima carte pentru leu este 2 de bâte, da? Un drum lung pe care îl faci sau este un weekend în care îți programezi niște lucruri pe un termen mai lung. Da? O veste surprinzătoare de la drum. O veste sau o discuție cu o femeie te poate pune pe gânduri. Zodia Fecioară. Pentru Fecioară, uite, e un weekend în care na, casa și familia sunt importante, trecutul și tot pentru Fecioară discutăm despre o dimineață de sâmbătă în care ai ceva important de făcut, o cheltuială, un drum, repari ceva, umpli rezervorul la mașină, ceva acolo se întâmplă. Însă undeva tot sâmbătă Fecioara poate avea mici mari conflicte în relația cu ceilalți, în relația cu oamenii din jur, iar sâmbătă în a doua parte a zilei, atenția, bineînțeles că se pune din nou pe casă și pe familie și uite, rezolvarea chiar de acolo vine, de la un membru din familie, de la ceva ce-ți programezi. Ziua de duminică pentru Fecioară e destul de confuză în relația cu ceilalți, însă o veste de la o femeie s-ar putea să te liniștească, este o veste legată de o sumă de bani, o moștenire, o cheltuială, are legătură și cu o persoană căreia îi place așa să trăiască la plus infinit, doar că în a doua parte a zilei de duminică Fecioara în sfârșit are chef de distracție, de relaxare, vrea să se simtă bine, vrea să trăiască intens și bineînțeles că duminică seara acolo trebuie să fii atent la o femeie și la niște cheltuieli sau la niște discuții care au loc privind banii. Acolo Fecioara, nu știu, poate ceva nu-ți place, ceva nu-ți convine privind o sumă de bani, privind o cheltuială, privind o femeie din jurul tău. Hai să vedem ce faceți voi, dragi Fecioare. Șase de bâte îndrăgostiții, o legătură cu zodia Gemeni, dar și o decizie importantă pe care o iei. Fecioara parcă merge la o distracție, mergi să te relaxezi, mergi să te liniștești. Pajul de bâte, multe activități noi pe care vrei să le faci în acest weekend, dar și o puternică legătură cu persoane mai tinere sau cu persoane foarte apropiate de inima ta. Ultima carte este judecata, deci te revezi cu oameni dragi ție în acest weekend, dar poate să fie și un moment în care iei o decizie care influențează cumva un grup mai mare de oameni. Da? Cineva care vine către tine. Da? Sau poate e o decizie în dragoste, cine știe. Zodia Balanță. Pentru Balanță este un weekend în care atenția e pe drumuri, pe comunicare, aveți chef de vorbă. Sâmbătă dimineața aveți o discuție interesantă cu partenerul vostru, cu un vecin, cu un coleg, cu un prieten. Însă tot Balanța undeva sâmbătă pe la amiază poate avea ceva important de făcut care, nu știu, te cam scoate din zona de confort. Pe de altă parte, uite, soluția în ziua de sâmbătă vine prin comunicare, prin drumuri, soluția vine de la un vecin, soluția vine prin a comunica, da, cu partenerul, cu oamenii din jur, prin a negocia, prin a studia o situație, de ce nu, și să vezi puțin și imaginea de ansamblu, chiar dacă este vorba despre o chestie măruntă. Da? Duminică, în schimb, uite, pentru Balanță, nu știu, e un haos acolo total, ai de făcut ceva practic și nu știi încotro să, de unde le iei, unde le pui, e ceva ciudat acolo pentru tine, doar că, uite, soluția vine de la o femeie sau soluția vine prin a fi sigur pe tine sau prin a acționa, primul gând venit, ăla e poftit, ăla e ok. Sau din partea partenerului, uite, poate să vină soluția și poate să te ghideze cumva. Pe de altă parte, în a doua parte a zilei de duminică, Balanța se concentrează mult pe casă și pe familie, dar și pe viața privată. Undeva duminică seara aș recomanda Balanțelor o mai mare atenție pe relația de cuplu, pe relația cu partenerul, acolo sunt lucruri importante care trebuie făcute și tot pentru Balanță zic eu că unii, nu știu, fie partenerul e mai nervos, fie este vorba despre o rupere a unei situații sau
E un moment puțin delicat pentru unii în relațiile de cuplu sau în relațiile cu oamenii din jur, în general vorbind. Hai să vedem ce zice și tarotul pentru balanță, ce trebuie să știți. Nouă de monede, asul de băte. Balanța se simte apreciată, se simte bine, apare o veste bună privind o sumă de bani sau poate să fie și un weekend mai pasional. Poate este un weekend în care te gândești să plătești, nu știu, pentru bucuria ta, te duci să-ți cumperi ceva sau vrei să faci ceva nou. Trei de băte și doi de monede. Apare o primă deblocare, apare o primă victorie. Vezi că sunt lucruri care vin din două părți sau poate să fie un moment în care balanța alege să acționeze într-un mod nou și atunci reușește să rezolve și o parte și cealaltă. Deci reușești să împaci două persoane diferite, două situații diferite. Reușești să te împarți așa egal și pe muncă și pe viața privată, poate. Iar ultima carte este puterea, o legătură cu zodia Leu, dar și un weekend în care e multă pasiune. Balanța poate să trăiască și niște momente puțin provocatoare în acest weekend, însă atenție puțin pe drumuri. Da? Unii parcă, nu știu, sunteți provocați sau aveți niște discuții privind o celebrare, privind o petrecere. Zodia Scorpion. Pentru Scorpion este un weekend tare interesant. În primul rând, scorpionii sunt prinși pe bani în acest weekend. Și uite, sâmbătă, în prima parte a zilei, fie aveți ceva de făcut și vă ies bani frumoși, fie vă simțiți foarte apreciați pentru ceea ce faceți, indiferent dacă lucrați acasă sau adică lucrați acasă, chiar dacă faceți curat în casă sau aveți de treabă la muncă, vă ies treburile. Și tot pentru Scorpion, poate să existe o oarecare confuzie acolo privind relația cu un copil, relația cu persoana iubită, unii e posibil să nu vă simțiți suficient apreciați de undeva anume, doar că sâmbătă, vedeți voi, soluția, dragi săgetători, vine prin a vă iubi pe voi, prin a vă alege pe voi, prin a face lucruri pentru sufletelul vostru. Deci acolo e soluția. Duminică, prima parte a zilei, e tare multă confuzie pentru Scorpion privind relația cu un copil, relația cu persoana iubită, privind plăcerile tale. E ceva acolo ce nu prea înțelegi, nu știu, e ciudat. Și bineînțeles că duminică dimineață soluția vine printr-o femeie de la muncă sau printr-o rudă, printr-o femeie pe care n-ai mai văzut-o de mult timp, printr-o persoană sau prin a face lucruri, repet, pentru sufletul tău. În a doua parte a zilei de duminică, scorpionul e pus pe drumuri, pe comunicare, scorpionul e pus pe a studia și de asemenea, duminică seara, tu trebuie să fii puțin atent pe sănătate, dar și pe muncă. Pentru scorpion pot fi niște lucruri ciudate din partea partenerului, poate partenerul face niște gesturi sau acționează cumva destul de ciudat. Hai să vedem. Îndrăgostiți și șapte de bâte. Da, deci vrei să te impui aici într-o relație de cuplu sau scorpionul vrea neapărat să facă doar ceea ce îi place în acest weekend. Este un moment în care iei atitudine, ai foarte mult curaj și parcă vrei să-ți aperi ceva, nu știu, o pasiune pe care o ai, un teritoriu, ceva, o persoană. Șapte de spade. E, aici ceva nu place, ceva nu convine. Șapte de spade vorbește și despre o persoană care este ceva mai vicleană. Da? Iar ultima carte este 3 de cupe. O primă bucurie, o primă victorie pentru Scorpion, dar este și un weekend în care ceva nu vă place privind o petrecere, privind o întâlnire. Da? E ceva ciudat. Unii aveți de luat decizii importante în acest weekend pentru sufletelul vostru. Zodia Săgetător. Pentru tine este un weekend în care ești în centrul atenției. Sâmbătă dimineața apare o veste bună de la un copil, o veste bună legată de o petrecere, de o distracție. Tot sâmbătă dimineața poate să apară o veste bună privind persoana iubită, însă confuzia sau ciudățenia pentru Săgetător vine din casă și din familie. E ca și cum te cheamă un prieten în oraș și te trezești că stai așa, că am de făcut asta în casă, trebuie să fac cealaltă, stai că vrea nu știu cine, nu știu ce de la mine și e ciudat.
Însă, pentru săgetător, ziua de sâmbătă vine cu soluții, dar soluțiile țin fix de tine. Nu știu cât îți place replica asta, dar asta e realitatea. Adică, soluția ține de a fi pasional, soluția ține de a vedea o imagine de ansamblu asupra lucrurilor și soluția ține de a te mai concentra puțin și pe plăcerile tale și pe ceea ce îți face ție bine. În schimb, ziua de duminică, uite, chiar de dimineață, pentru săgetător, este o confuzie acolo, e ceva ciudat, privind casa, familia, poate este și o instabilitate emoțională, nu mai știi ce să crezi, cum să crezi, ce se întâmplă. Însă, uite, soluția vine de la o femeie, poate este o prietenă, soluția vine și prin partenerul tău sau soluția vine prin a-ți face plăcerea sufletului tău, da? Sau soluția vine de la un copil, de la o persoană mai tânără. Iar în a doua parte a zilei de duminică, săgetătorul e concentrat pe bani și aici și pe apreciere. Și aici, uite, indiferent unde mergi duminică, ești apreciat, te simți bine, ești relaxat, toate bune și frumoase. Și tot pentru săgetător, uite, duminică seara aș recomanda o mai mare atenție pe iubire, pe copii și pe partea asta de distracții, da? Deci vezi ce faci, o mai mare atenție aș vrea să ai. Deci poate e un moment în care săgetătorul este și împins de la spate să facă lucrurile pentru propriile sale plăceri. Marea preoteasă, multe secrete și o lipsă de comunicare, pajul de bâte. Unii e posibil să aflați un secret sau să țineți un secret în legătură cu o persoană mai tânără sau în legătură cu o nouă activitate. Deci săgetătorul poate încă este puțin secretos. Văd aici 8 de monede, lucrez la ceva, sculptez ceva, analizez ceva. Este și un weekend în care vrei să repari, da, ceva anume sau lucrezi în secret la ceva, nu știu ce. Regina de cupe, o legătură cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești. Dar regina de cupe înseamnă și un moment în care îți vezi mult mai mult de sufletul tău, de inima ta. Este și un weekend în care ești foarte sensibil, însă parcă unii lucrați spiritual sau nu știu ce faceți aici. Da? Aveți ceva de făcut. Poate să fie și un blocaj care apare de la un bărbat pentru unii, dar în general eu zic că este un weekend în care săgetătorul are chef de distracție. Zodia Capricorn. Dragi Capricorni, în primul rând pentru voi este un weekend bun de odihnă. Sâmbătă dimineața apare o veste de la o rudă sau de la o persoană din familia ta, poate îți vine cineva în vizită sau afli o veste pe care o așteptai de mult timp privind niște acte sau privind starea de sănătate a unei persoane. Aș recomanda Capricornilor sâmbătă dimineața mai multă odihnă, întrucât este și un moment de reflexie. Da? Este un moment în care trebuie să vezi așa cam ce e bun și ce nu e bun. Și pentru tine e un moment puțin așa de confuzie. Apar niște vești, apar niște lucruri neprevăzute. Soluția pentru Capricorn, mai ales sâmbătă, vine prin a da un pas în spate, prin a te relaxa, prin a te liniști. Soluția pentru Capricorn vine prin a vedea puțin și partea asta de secret sau prin a vedea lucrurile printr-o imagine așa de ansamblu, da? Și prin a te detașa. Sau soluția poate să vină din planul spiritual în mod special, dar și din zona străinătății. Ziua de duminică, cel puțin în prima parte a zilei, te găsești într-o confuzie totală, pe drumuri, nu știu, parcă ești în întârziere sau ai niște discuții ciudate cu vecinii, cu rudele, e o confuzie acolo, însă soluția vine de la o femeie din casă și din familie sau soluția vine printr-un moment pasional cu persoana iubită și, de ce nu, poate printr-o veste bună de la o femeie cu autoritate din viața ta privată. În a doua parte a zilei de duminică, toți capricornii își recapătă energia, se simt mult mai bine, sunt în centrul atenției și nimeni și nimic nu îi doboară. În schimb, duminică seară, atenție la o femeie din casă și din familie, dar atenție și pe partea asta de stomac, da? De mâncare, de alimentație, vezi, nu exagera cu nimic, că nu e cazul. Iar pentru unii, cine știe, e o surpriză acolo pe care capricornul o poate avea privind și casa, familia sau privind confortul. Hai să vedem.
Marele preot, regina de spade, o legătură cu zodia Taur, dar și o legătură cu zodii de aer, gemeni, balanță, vărsător. Unii capricorni sunteți prinși aici pe o rupere, pe o transformare a unei relații, a unei situații, a unei colaborări, nu știu ce faceți. Luați atitudine în acest weekend și, așa cum am zis, vă concentrați foarte mult pe ideea de etică, de morală, de principii. Vă concentrați foarte mult și pe planul ăsta spiritual. Justiția, o legătură cu zodia Balanță, dar și o hotărâre importantă pe care tu o ai de luat. Poate este și un weekend în care Capricornul e ceva mai dur, da? Doar că ești foarte sigur pe tine. Partea asta de intuiție te-ar ajuta foarte mult, da? Și cum anume, să te uiți foarte mult la semnele care apar în jurul tău. Ultima carte, 8 de monede, multă muncă pentru Capricorn, dar poate să fie și un weekend în care te concentrezi mult asupra unor detalii, asupra unor situații. Dar văd o victorie, da? Reușești să rezolvi ceva important sau îți iese curățenia mai bine decât te așteptai. Zodia Vărsător. Vărsătorii sunt prinși în grupuri mari de oameni în acest weekend, aveți chef de socializare. Uite, sâmbătă dimineața apare o veste bună de la un copil sau apare o veste bună de la drum. Poate este o veste privind o petrecere, privind o întâlnire. Iar tot sâmbătă, undeva pe la amiază, pentru Vărsător apare și un moment ciudat privind relația cu un grup de oameni, privind viitorul financiar. Atenție puțin pe partea de cheltuieli online în prima parte a zilei de sâmbătă și uite, tot pentru Vărsător, sâmbătă soluția vine din partea prietenilor, soluția vine prin a vedea imaginea de ansamblu a viitorului tău sau chiar soluția poate să vină de pe zona de online. În schimb, ziua de duminică e puțin confuză în prima parte privind cumpărăturile, privind banii, privind aprecierea pe care o primești tu din partea celorlalți și aici, uite, nu e cel mai bun moment din lume să ieși la niște cumpărături, adică dacă aș fi Vărsător, n-aș ieși duminică dimineața la cumpărături, că e posibil să nu găsești ce-ți place sau e posibil să-ți cumperi niște chestii care nu sunt de folos. Deci, puțină atenție aș vrea să aveți sau găsiți mai greu, nu știu, plecați de acasă cu un gând să vă luați o rochie și ajungeți acasă cu o pălărie, nu știu. Pentru domn, nu știu, spuneți voi exemple că eu nu mă pricep. În a doua parte a zilei de duminică, Vărsătorul vrea nani, vrea somn. Și am uitat să menționez că tot în prima parte a zilei de duminică, uite, apare o veste bună de la o femeie. Sau uite, dacă te duci la cumpărături, ce ți-aș recomanda? Întreabă și tu vânzătoarea aia sau întreabă persoana care e acolo. Uite, eu caut așa ceva, ați avea sau unde lume găsesc. Adică nu te-a apucat tu să cauți singur sau singură, că e posibil să nu găsești. În a doua parte a zilei de duminică, Vărsătorul vrea odihnă, vrea liniște, vrea să dea un pas în spate și bineînțeles că duminică seară trebuie să fii puțin atent pe drumuri, pe bani, pe partea asta de acte, știu eu, pe tot felul de discuții care apar. Poate e o vecină, e o rudă, cineva care are o problemă sau care are ceva important de rezolvat. Hai să vedem. Turnul. Ce faceți, dragi Vărsători? 10 de bâte, turnul. Se pare că Vărsătorii explodează în acest weekend. Da? Este vorba și despre un moment în care poate simțiți că duceți prea multe în spate și atunci vreți să vă eliberați de ele. Justiția reprezintă o legătură cu zodia Balanță, dar și un moment în care te gândești să iei o decizie, poate pentru un weekend liber, poate te gândești să mai stai puțin și tu liniștit. Iar 8 de cupe înseamnă un moment în care din nou abandonezi ceva. Deci dacă ți-ai programat să faci 7 lucruri, o să faci doar 4, să zic, da? Pentru că, așa cum am zis, unii o să doriți foarte mult să vă odihniți, să vă relaxați în acest weekend, mai ales în a doua parte a zilei de duminică. Atenție puțin și pe sănătate, da? Zodia Pești. Pentru pești este un weekend în care ieșiți în evidență, oriunde mergeți, sunteți bine susținuți, aplaudați, vă simțiți într-un mare fel și mai mult decât atât, uite, sâmbătă dimineață apare o veste bună de la drum sau apare o veste bună privind o sumă de bani. Unii pești poate primiți un compliment, primiți niște cuvinte frumoase.
Tot sâmbătă este un moment în care peștii trebuie să își asume o responsabilitate care poate nu-i foarte plăcută, dar pot exista și mici mari conflicte în relația cu șefii sau în relația cu partenerul, în relația cu părinții. Nu sunt chestii grave, da? Sâmbătă seara, în schimb, pentru pești, uite, sau în a doua parte a zilei de sâmbătă, soluția pentru voi, dragi pești, este de a vă asuma anumite responsabilități. Sau soluția vine prin partenerul tău, printr-un șef, printr-o persoană importantă, cineva care e la nivel înalt. Iar duminică, bineînțeles, este un moment de confuzie. Peștii, nu știu, sunt așa într-o stare de confuzie. Privind banii, privind valoarea, nu știu, parcă nu sunteți așa într-o stare în care nu vă vine să credeți, nu știți cum să reacționați, nu știți ce să faceți. E, soluția vine de la o femeie, soluția vine de la o vestă pe care o primiți în legătură cu banii, în legătură cu ceva material, poate soluția vine să, prin ideea aceasta de a merge și de a mai vărsa anumit timp, anumiți bani pentru voi, da? Cumva să mai faceți lucruri și pentru voi, poate și de acolo vine soluția, da? Sau de la o vecină, de la o persoană. Iar în a doua parte a zilei de duminică, peștii sunt înconjurați de foarte mulți oameni, poate mergi undeva într-un centru comercial, la o petrecere, la o întâlnire, unii pești poate aveți chef să stați mai mult online, iar duminică seara aș recomanda peștilor clar o mai mare atenție pe alimentație, pe tot ceea ce ține de bani și de asemenea pe partea asta de valoare. Cumva unii poate începe să vă dați seama cam cât valorați, cam cine sunteți și cam încotro vă puteți duce. Hai să vedem, dragi pești, și tarotul ce transmite pentru acest weekend. 4 de monede, cumpătare, au o legătură cu zodia săgetător. Văd aici pe cineva care vrea neapărat să, nu știu, să se împace. Este și un moment în care ai legătură cu o persoană ușor încăpățânată, dar văd aici că peștii reușesc să rezolve ceva important privind o casă sau privind o sumă de bani. 3 de monede înseamnă că, nu știu, lucrezi într-un grup mai mic de oameni împreună cu persoane dragi ție, dar poate să fie și un weekend în care te simți bine. Magicianul, o legătură cu zodia Gemeni sau zodia Fecioară, este și un weekend în care peștii cam trebuie să-și ia viața în propriile mâini, dar și un weekend în care lucrezi cu mâinile sau trebuie să te prinzi aici între două persoane, două situații. Poate este și o persoană puțin manipulatoare aici, trebuie să fiți atenți aici, da? Unii încercați să vă împărțiți în mod egal între mai multe situații, dar e posibil și un bărbat sau o persoană așa mai șireată să vă surprindă sau să fac ceva care nu prea vă place. Da, dragilor, acestea au fost previziunile pentru weekend. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag, vă mulțumesc că mi-ați rămas alături până la final. Sper din suflet să fie de folos informațiile. Foarte curând vor apărea și filmările pentru mai. Cât pot le filmez și eu, că v-am zis, e și ziua mea și sărbătoresc, dar stați aproape că apar filmările, nu vreau să vină întâi mai fără filmări, așa că stați aproape că apar surprize plăcute. Vă îmbrățișez cu drag și vă doresc să aveți parte de un weekend cât mai plăcut.